Tot mai multe prejudicii cauzate de ploile torențiale. Aseară, în satul Vălen din Rainul Cahul, pompierii și salvatorii au fost alertați pentru a pompa apa din beciurile și curțile a 10 gospodării. Și la Ungheni, ploile au făcut ravagii, iar grindina a distrus grădinile oamenilor. Pompierii și salvatorii au intervenit ieri și în unele gospodării din raioanele Telenești, Florești, Ungheni și Găgăuzia. Amintim că ploile au provocat prejudicii zilele trecute în raioanele Ocnița, Soroca, Ungheni, Dondușeni, Criuleni, Leova, Sângerei și Găgăuzia, unde mai multe hectare de culturi agricole au fost afectate. La fața locului au intervenit și reprezentanții comisiilor locale pentru situații excepționale pentru a estima pagubele. Aversele puternice au provocat pagube și în raionul Ungheni zilele trecute. În regiune, grindina a distrus culturile agricole, iar vântul a doborât mai mulți copaci. Ploaia a făcut ravagii chiar în municipiul Ungheni, dar și în localitățile din apropierea orașului. Vântul puternic și crengile au deteriorat și o conductă de gaz care alimenta o casă de pe strada Mihai Eminescu. Și circulația rutieră a fost periclitată de crengile rupte și căzute pe traseele publice.